Scandală la Durlești, mai mulți locuitori din localitate sunt blocați în propriile curți. Asta din cauza lucrărilor de reparație a drumului, ce nu le permit să iasă sau să intre cu mașina în ogradă. Acum aceștia sunt nevoiți să își parcheze automobilele în drum. În timp ce unii consilieri locali îl acuză de situația creată pe primar și pun la îndoială legalitatea acțiunilor, administrația locală dă asigurări că este un proiect legal finanțat din bani publici. E blocat. Lucrările de pe strada Florilor au început acum 3 săptămâni. Locuitorii menționează că drumul era într-o stare bună și nu era necesară reparația. Peste noapte, oamenii s-au trezit cu borduri în fața porților. Surpriza cea mare a fost atunci când au încercat să deschidă poarta de la garaj. Intrăm, cum sunt amânat, pot intra. Nu pot să tai poarta. Lucrătorii lucrau aici. Eu le vineam și le întrebam, băieți, cum ați și pe aici? Da, și voi bine. Băi, vin dimineața, nu-i pot. Când vin stara, garajul, aici pot să... O vrăma așa, spate, o vrăma atât. Când m-am trezit dimineața, da, bordura era pusă. Le-am spus, băi, băieți, nu se face așa. El la care ne-a spus că îți criticați porți. Este pus primul strat. Adică, evident, al doilea strat nu poate fi mai gros ca primul. Asfalt, eu mă gândesc, poate să fie ca Șaian. Pentru cine întrebești tu cum Șaian? Că eu i-am întrebat, uți că din casc, să nu bă vii, vă o apă în ogradă. Trebuie să merg să pășesc. Ușa de la deal, se primește, nu se deschide până la urmă, da? Creează un disconfort, pericol pentru ca să intru cu transportul în garaj. Mașina asta e parcată. Unde și chic? În drum. Nu putem intra în garaj. Oamenii s-au adresat la primărie pentru a rezolva situația. Consilierii însă au rămas uimiți atunci când au aflat că se repară o stradă bună, fără știrea lor și nu din banii locali. Tot ei spun că acestea nu sunt singurele lucrări cu probleme. Bănuim că sunt niște interese ascunse. Drumul ăsta nu este planificat de buget. Noi nu au fost alocați bani din Consiliu. Am depistat la fața locului că 9 gospodării, minimum 9 gospodării, nu au intrare în ogradă, între porțile sunt blocate. Bani din buget nu au fost alocat de către Consiliu pentru reparația străzii date. De unde bani? Primarul refuză să mai discute cu noi. Primarul localității nu a putut să ne ofere explicații deoarece este în concediu medical. Totuși, viceprimarul a comunicat că lucrările sunt executate conform proiectului aprobat de Consiliul Local, iar orice problemă poate fi remediată. Nu am avut nicio plângere din partea locatarilor. Muncitorii la fel ne-au confirmat că nu sunt careva plângeri. La moment se execută lucrările, nu văd problema. Deci toate urmează să fie remediate în cazul și chiar dacă o să apară. Pentru lucrările de reconstrucție a drumului și montarea bordurilor au fost alocați 1.100.000 de lei. Strada va fi dată în exploatare în anul 2023.